Veste bună pentru locuitorii sectorului 4 al capitalei, aceștia, dar și cei care s-au mutat în comuna Berceni, vor avea o nouă stație de metrou care ar urma să fie finalizată la finele acestui an. Va mai dura însă cei drept până când bucureștenii o vor putea folosi, pentru că inaugurarea ar fi programată pentru prima jumătate a anului. București este faptul că stația de metrou a fost construită de o administrație locală, în acest caz de primăria sectorului 4 și nu de Metrorex, instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Noua stație va fi construită pe una dintre cele mai aglomerate magistrale de metrou, M2 Berceni-Pipera, și va fi finalizată din punct de vedere logistic și al infrastructurii de transport chiar la finalul anului 2022. Până ca bucureștenii să se bucure însă de ea, va fi nevoie de verificări suplimentare. Primăria sectorului 4 transmite că stația Tudor Arghezi va fi dată în circulație probabil în prima jumătate a anului viitor, după ce Metrorex va face verificările tehnice necesare. Stația supraterană Tudor Arghezi, aflată în prelungirea magistralei 2, se construiește cu 50 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene contractate de primăria sectorului 4. Noua secțiune a magistralei de metrou va avea o lungime de 1,6 km, are parter, două etaje și un design futurist. În plus, va beneficia de 6 zone de acces pietonal, dintre care două vor fi situate pe partea opusă a șoselei Berceni. De asemenea, va fi asigurată o legătură printr-un pasaj pietonal pe sub șosea și o parcare de 300 de locuri. În viitor, Metrorex și Primăria Sectorului 4 și-au propus să modernizeze și alte 9 stații de metrou. Printre primele se află Apărătorii Patriei și Constantin Brâncoveanu, urmate de Piața Unirii, Timpuri Noi, Tineretului, Eroii Revoluției, Piața Sudului, Dimitrie Leonida și Berceni.